dai pe aia, nu contează. Nu te recul pe mă pe prostul ăsta, că nu înțelege nimic la ora asta. Taci. Hai frate, uite de părerea aia. Astea sunt sunetele aia sălbatice din... Nu mă, prostul, e un instrument. Cum pe aia cu aia? Nicki Minaj. Hai, uite-te, mulții, monster, mă, monster, I'm a monster. Hai, mă, bă! Și chinuie-te să afli și să înțelegi ce zice, hai. Cum stai în țărăm cu aia, se mai lipește cu tot felul de bani. Space, space, atâta trebuie să dai, space. Ce e asta, fă? Uite cu aia, m-a pus pe hârtia igienică cu aia, lăsăm așa. Păi și asta e genuși tu, cu mustață și atât, nu? Da, sunt Milsugio. Da, e Super Mario, sunt Milsugio. E un inside joke. Cu aia, nu e inside joke. Da, e direct pe față. Ce părere ai de balega de pe pieptul lui? Ce baleg, mă? Căi, nu știu ce a făcut. Aaa, m-am prins acum. Și-a făcut niște tatuaje din astea băiatul ca să compenseze. Lipsa de iubire din partea părinților, la fel ca și eu. Bă, dar nu, e chiar trebuie să faci... Hai, morții, mă, uite-te, că apar pe dis, ia. Ok, mai zâmbește mult, începe, zici și ceva, sau? Zici. Când intru eu, umplem lumea de energie. Când intră el, ce, mă? Intră și o lumea de energie. Umplă lumea de energie. Bă, ăsta e mai beat ca mine, e dobitoc. Nu, nu, e sub. Care e urechea aia bună, Ioane? E asta, e, asta e aia bună. Bun, păi pune mai aproape de boxa aia de sus de acolo. De boxa aia de sus de acolo. Ai microfonul morții tăi de prost. Când intru eu, umblem lumea de energie. Sunt cu fonfiște că facem gălăgie. Ce, mă? Sunt cu fonfiște că facem gălăgie. Că facem energie. Sunt cu fonfi? Știi? L-ai urmărit pe Conaco când se preface el în fonfăit, ăla e fonfăit. Nu știe, mă, de-astea online. Tu n-ai văzut niciodată pe Conaco fonfăit? Aia e cea mai bună glumă. Păi ce lume trăiești cu ei, nu-i rămărește ăștia pe de internet. Ce pula, mă, ce? Ce? Ce face cu viața? Cu versul meu care creează un nivel energie. Când intru eu, umblem lumea de energie. Sunt cu fonfiște că facem gălăgie. Cu versul meu care creează universul. Conaco-i de... Cu versul meu care creează universul. Omnivel, mamă, coaie. Mamă, trebuie să urmezi ceva craft, te-a îngropat. Așa e? S-a pișat rău de tot pe tine, da, sau ceva? Da, Ion, și trebuie să-i dăm și noi înapoi, Ion. Gata să alunge stres. Bum, am venit cu flow la nebun. Norofer Conacule, ești cel mai... Ăsta e fonfăit. Păi de-aia e tot el. Păi e el, dar e rol. Nu ce cu lume trește. E tot mai el. Blond. E același om. E el, păi, altul, păi, altul. E el, cel mai bun. Am venit acum ca să o dau la microfon. Să-l băgăm în boche mici, pe acest Pokémon. Băgăm un Pokémon, ce faci să facem? E referință la aia, că ne jucam noi, da. Pokémon cu aia? Nu, 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 te jucai tu Pokémon. Când era el îmbrăcat în Pokémon. Când ai îmbrăcat un Pokémon la modul... Mă, tocmai mi-a venit cea mai tare idee. Nu. Să-l băgăm pe cel mai ascunde aici în Pokémon, că o să fie un Pokémon amuzant. În cap, mă, minge. Nu în minge, mă, morții, în ce minge să-l băgi? În cap, mă, minge. În ce minge, mă, nu trebuie să fie, doar Pokémon. Coaie, trebuie băgat în minge, în pula aia, Pokémonul. Păi asta a zis, nu, nu asta, nu asta era. S-au oprit ventilatoarele. Nu mai umbla, mă, morții tăi, e placă de 75 de milioane. Hai, bai, departe. Dacă ce spun cumva te supăr, dar tu ai crescut numai... Stai, ce, 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 mă? Pokémon mai bun, am venit acum ca să o dau la microfon. Să-l băgăm în boche minge pe acest Pokémon. Îmi pare rău dacă ce spun cumva te supăr, dar tu ai crescut numai pe spate la YouTube. L-a lovit rău aici, adică vreau să spun, a făcut o metaforă care nu știu că... Lasă-l pe Ioan să facă reacția, că tu te-ai uitat. Uite-te, uite-te, frate, că scrie coșul de gunoi și el strânge gunoaie și bagă la gunoi. A, stai că trebuie să mă știu, stai un pic, mă scuzați. Am venit cu flow ăla nebun, dar nu e, bă, păi, e flow. Bă, vezi morții tăi că nu faci analiză pe... Bă, taci morții tăi, fac ce vreau eu! Coaie, e bă, flow se face în ani de zile, în pula mea. Câte piese a făcut Conacu până acum? Da, e deci prima. E prima? Da. Și omul vorbește de flow nebun din prima piesă? Da. Da, mă iertați pe mine, nu știu. Conacule, ești cel mai bun. A, și acum e tot el care se pupă singur în pulă. Care e gen... caracterul lui care gen îl suge singur. A, am înțeles. Acum ca să o dau la microfon, să-l băgăm în boche mice pe acest Pokémon. Îmi pare rău dacă ce spun cumva te supăr, dar tu ai crescut numai pe spate la YouTube. Deci cumva
Încearcă să o dea și la pace, dar încearcă să fie și prieten. Cu ce ai înțeles tu că vrea să dea la pace? Cu ce parte ai zis? Cu asta, îmi cer scuze dacă cumva vreau să te supăr, da. Bune. Oricum, asta e de asta de lamer, știi, să-și cer scuze în disul, da. Știi? Da, da, exact e asta, e la modul îmi cer scuze dacă nu știu ce, după care, bă, ai crescut pe spatele YouTuber. Bă, cu aia, asumă-ți ce zici. Dacă arunci cu o căcată într-un om, asumă-ți până la capăt. Bă, nu m-am uitat la videoclip, iară, de 1000 de euro. Îmi pare rău dacă ce... Unde e asta cu ei? În tineretului? În asta s-a dat el, da, cu mașinuțele? Da, i-a nică... dat 50 de lei lui Pasnicola și i-a zis, da, lasă-mă să mă dau și eu cu astea. Un cuva de super, dar tu ai crescut numai pe spate la YouTuber. Păi ce spate la YouTuber ai crescut frutos, mărții mei? Nu știu. Păi ce se recunoaște acum pe ăla? Bine. Păi nici un spate la YouTuber, păi ce spate? Ai văzut un YouTuber pe aici, pe la mine? Jaxi. Așa, și facem stream împreună în fiecare zi? Nu, da, pune, da, Imogen. După tălul lui, a? Nu, că cu Imogen te-ai cunoscut mai târziu după ce te-ai ajuns. Da, deci pregătirea de mea ce? Care îmi exprimă mie e partea că nu s-a ajuns pe niciun... Uite-l pe ăsta cum se uită cu aia, uite-l că nu-i... Bravo, prieteni, bravo, bravo. Și tăi, care eu te ia omor acum, după, cu mâinile alea mici. Trebuie să fii firmă pe ia care eu l-omor pe alaia. Bă, nu mai vă găsați, hai continuu cu reacție. Hai, nu vă mai vaccinați pe alaia. Și ăsta ești tu cu aia, băgat într-un, într-un, da, cerc și tăiat? Pe, da, da, cu poză de gunoi, antigunoi și aruncă hârtiile, le aruncă la gunoi. Și astea ce punea sunt pe jos de rădăcine aici? Sunt hârtii, gen și aruncă la gunoi. Alte aluzii. Nu știu pe ce am pus mâna acolo, a căzut ceva în bapul ăla. Alte aluzii. Flocu? Sfârcu. A, sfârcu. Sfârcu în gură, da, uite că arată acolo. A, ba nu, ba nu arată. Gen de la caritabil, nu mai știi? Că l-am pupat pe Sfârc și eu și Imogen și l-am pupat pe Next Andreas, nu mai știu ce să n-are zic. Mama aia, n-are mama aia, adică de la caritabilul ăla nu mai aduc aminte, după ora 10 nu mai aduc aminte nimic. E nu, nu s-a putut. Ai face orice ca să ajungi ce? Subiect de trend. Subiect de trend? Știi care e întrebarea? Cu câte clipuri a fost conac un trend vreodată? Marele YouTuber. Și asta e. Bă, eu nu știu, eu îmi cer scuze, chiar nu știu. Zic eu niciunul. Dispute din astea între gure băgate în gură. Handicapatul YouTuber și handicapatul ăsta la... Continuă, că o să vezi, că o să zică și de tine. Te dai băia pe net, faci calculatoare, dar ce-ar fi... Cum adică te dai băia pe net, faci calculatoare? Păi faci calculatoare. Păi nu ai lăsat toată replica mulții tăi de prost. Bă, lasă-mă să comentez pe jumătate de replică și după aia îmi cer scuze dacă e nevoie. Cum adică? Eu n-am văzut niciodată vreun băiat din ăsta computerist. Hai să arătate! Eu n-am văzut... La mulți ani prietenilor noi și vechi și foști. Mai ales să fim foști, să rămânem... Stai mă, că a zis... A zis ceva cu aici și am uitat. Te dai băia pe net, faci calculatoare. Te dai băia pe net, faci calculatoare. Eu n-am văzut pe nimeni vreodată pe internet să zică... Coi, hai să-ți arăt eu cum să faci banul. Băiatul meu, viața mea. Hai să-ți arăt eu cum să face calculatoarele. Cu aia asta vorbește cumva de școala vieții, dar nu prea de școala vieții. Bă, cum adică? Eu n-am văzut niciodată niciun băiat din ăsta. Mai vrează acum, nu? Da. Ce? Am înțeles. Cu aia, se dă, te dai băia pe net, faci calculatoare. Ești prost, băieții care fac calculatoare nu sunt băieți. Din primul rând. E gen, sunt ultimele ligioane după pământul ăsta, oamenii care fac calculatoare. E nu ai cum să zici în aceeași strofă, te faci calculatoare și ești băiat. Nu ai cum. Da, deci părerea mea e că... Da, sunt că și ai mâncat ciorba aia și îți dă până... Ok. Dar ce-ar fi dacă-mi stau să calculăm țepele tale? La asta se referă, că mă dau băiat, fac calculatoare și de fapt eu dau țepe. La asta se referă. Ai înțeles acum? Stai, mă iertați pe mine. Ce e asta fă de mă întrerupă? Membru. Mulțumim de membru. Simți frumos de membru, Soxo. Să nu mai termine o dată sau? Da. Tata mi-a luat foc în gură. Te dai băia pe net, faci calculatoare. Dar ce-ar fi dacă-mi stau să calculăm țepele tale? Am înțeles. Ce țepele dacă ai? Probabil în tinerețe. Coi, oamenii dacă... Bă, avea tai cum e o vorbă. Nu e prost cine cere, e prost cine dă coi. Înainte să intre sau să iasă de la pușcărie?
O aveam și înainte și după. Avala, permiteți-mi și mie ca să mă introduc aici. Hai că ai făcut 14 lei pe treaba asta. Și are perne cu aia, pe bune omul chiar. Asta nici măcar nu sunt perne, sunt perne peste e care ai lipit o imagine cu aia. E gusă gen gunoi cu aia, gunoi ți-am zis. De ce mereu borșată? Ai furat-o și pe-a mea, îți place să dai jacă. Mă jurai mereu și acum te faci în seamă. Ești doar obligat, fiindcă am la... Te-ai băgat în seamă la asta? Da. La Conaco? M-am băgat în seamă, a venit să-i fac calculator și nu vreau să-l primesc. Până nu mi-a scris Imogen și Neveu și trei oameni. Cu aia vezi că m-am uitat la un moment dat la... Sau nu m-am uitat, nu știu de unde pun aia, că mi-ai zis tu la un moment dat că bă, vino că nu știu ce, că asta, că era cu live-ul de Crăciun. Așa. De da, ăsta. De eu ți-am zis, vino Ion, te rog frumos, să nu lipsești. Da. Păi tu ai zis să mă ține, că altfel nu veneam. Așa. Nu veneam și nu înjungheam tot pe aici, să zicem, complet tot. Chiar vrei să-mi iau sabia, să mă duc până acasă, să-mi iau sabia ca să-ți înjunghi și scaunul ăsta care ți-a mai rămas? Asta n-ar fi o pierdere cum nici celălalt n-a fost. Dar ce-ai făcut cu scaunul ăla? Eu l-am vândut lui Conacu pe 10 milioane și mai să-mi dai tu 10 milioane pe scaunul ăla. O să-i mai vezi dacă... Să aștepți ăștia 10 milioane. Să fie ultimii de mea altceva. Ți-i dau un lumânări când o să mori. Am uitat despre ce vorbeam. Îmi place să dai pele tale. Am înțeles acum de ce mereu borșeasă. Ai furat-o și pe-a mea. Îți place să dai jacă. Și-a uitat deci... șapca prostul, și-a uitat basca aia doare. Bă, pe cap, a uitat toată aici Conacu, la caritabil. Conacu, prințule, e poartă șapca pentru că încearcă să ascultă o mare formație de cap. E are cap din ăla deform. E nu i-a dat nimeni niciodată. Mă, micuța lui când a fost mică nu l-a frecat pe cap ușor în cadă cu buretele ca să iasă capul rotund. Și are cap de handicapat și de-aia poartă șapca asta. Crezi că te înșel, redusule mental, că Bremea a frecat căpățâna când era mic și am cel mai rău alta cap. Căpățâna, a greșit căpățâna. Ce-a a greșit pre căpățâna, l-a frecat pe altă căpățâna cu aia. Mamă, iară cu aia o bulină neagră pentru Bre, să-mi bag pula, iară nu să... Vezi că urmărește stream-ul și cred că vine și te dă afară acum. Mamă, să-mi bag pula. Și o iau de mână și mergem la Maria, să-i povestim lui Maria ce povestim. Deși când a fost la Bre, ea nu s-a uitat urmă, cred că... Păi nu cred că te vedea. Mamă, 10 ani nu mai vă... Dacă mai trăiește, Bre, 10 ani, 10 ani, mai pot să vorbesc cu ea. Am înțeles acum de ce mereu borșeasă. Ai furat-o și pe-a mea, îți place să dai jac. Ce e fura șapca? A uitat aici la caritabil, da, că s-a îmbătat ca un proș și a uitat-o. Păi și i-am dat-o la giveaway. Și i-am dat-o la giveaway. Am făcut un giveaway de Crăciun. I-ai dat-o lui la giveaway? Nu, cine a câștigat-o la giveaway, i-am trimis-o bucurie. Coaie. M-ai jurat mereu și acum te bagi în seamă. L-ai înjurat mereu? Încă îl mai înjur. Nu s-a oprit niciodată. Și acum îl bagi în seamă? Păi îl bag în seamă, că după cum vezi, nu am cum să nu-l bag în seamă din moment ce mi-a făcut distrag, nu? Coi, asta trebuia să te faci că n-ai văzut-o, trebuia să te faci că n-ai existat păi, niciodată. Degeaba mă fac eu că nu văd dacă o vede internetul. Coi, era cea mai mare rușine pe care puteai să-i dai lui Conacu. Era modul, n-am auzit frate de disul tău. Asta era, te pișai pe el în ultimul hal. Era, stai coi, că nu știu despre ce vorbești. Sau să nu te uiți, să nu te uiți ai niciodată. Reușită morții mătii să faci 20 de minute de reacție la un minut morții tăi. Stăm o oră la asta reacția asta? Să zic și eu mai sunt două minute? Sau că și placa asta e mai blană. Știe lumea toată că cel mai nebun de fel. Dacă aveți ca un agat, îți băgăm sabia în el. Dacă ce aveți? Aveți sabia în cap? Da, îți băgăm sabia în el. Te-ai prins, adică e o metaforă. Aluzie că a băgat sabia în scaun de Revelion și dacă l-aveam la cap, băga în el. Adică îmi băga sabia în cap. Cred că este greu. Da, e o chestie, nu mai poți aici. Știi că nu ți-o dau cu ură, dar nici nu... Știi că nu ți-o dau cu ură după ce deja a încercat un pic să te terfelească până căca, dar e... Hai că te scoatem la suprafață, te mai... E, suntem prieteni, iar e... Bă, asta chiar s-a întâmplat? Ană, știe lumea toată că cel mai nebun de fel. Dacă aveți ca un agat, îți băgam sabia în el. Știi că nu ți-o dau cu ură, dar nici nu regret că ți-am scuipat. Cu aia asta e pe bune? Da. De la caritabil, da. Trebuie să te duci să-ți faci niște protozoare din alea sau cum se cheamă la mandibulă. Protozoare, la da. Da, din alea, să vezi ce
fel de bacterie ai luat. Ce vrei? E, poate după ce ai luat asta, nici pe tine să te mai... Deși e prea târziu, nu o să te mai iubească pe nici niciodată. Apă în gură, dacă vrei dif, ești doar aperitivul. Nu te salvează dieții și nici un bețivu. Ia zi... Ăsta am fost eu. Asta a fost partea mea. Stai că n-am... Știi că nu ți-o dau cu ură, dar nici nu regret că ți-am scuipat apă în gură. Dacă vrei dif, ești doar... Dacă vrei ce? Bif, bif, carne zăvită. Bif, adică când e biful... Știu ce e biful, dar nu știu ce e slang-ul pentru bif. Carne de vită. Slang-ul. Slang-ul efectiv. Scandal, frate, scandalul intercurențele. Nu știu de ce are impresia că m-aș fi băgat pentru tine. Nu știu de ce are impresia Conacu că dacă ar fi vrut să te bate, eu aș fi zis: "Oh, nu, stai frate, ce se întâmplă aici? Ce intervine între acești YouTuber?" Ioane, poți să-mi zici stăpinu? Stăpine. Poți să-mi spun eu mâna pe picior? Hai, pune piciorul pe ăsta, ia. Nu, mamă, nu ține. Să moară Maria dacă nu-i suși pe ăla, pe ăla, arătă-ți mă pula. Doar mă morții tăi. Ăsta a dat tot deja, a sărit de la 0 la 100, coaie. Ăsta a sărit de la 0 la 100. Degeaba la repede, uite, ești prieten pe X-Rex. Arată-ți mă pula prână de mucii. Știi pe X-Rex-ul? Uite X-Rex-ul? Da, știu că a intrat și la mine și m-am uitat și ăla la un moment dat și făcea. El se juca Rust, omul coaie. Asta faci tu tot, toate live. Unde e camera? Unde mă uit acolo? Da, unde sunt nu te mai băga la creație, că-s prea mult. Bă, am și eu 7 scaune de vânzare. Am și eu 7 frații acasă, îi combinăm? Hai. Bif, ești doar aperitivul, nu te salvează ghezii și nici un bețivu. Ia zi, te aștept. Ghezii, mă? Da, a zis ghezii? Ghezii, pisica. Păi ce să facă? Coaie, te-a pus la același... Până... Coaie, te-a pus la același nivel cu ghezii, cu pisica noastră. Asta nu e ghezii, ghezii e pisica lui Bre. Te-a pus la același nivel cu ghezii pisica. Băi, nu vreau să mă uit, nu vreau să iau parte în pula aia la căcatul ăsta. Adică fac asta acum pentru că stai aici la tine și că pula mea... A, deci nu vrei să apari, să-i dai disumii. Eu nu vreau, coaie, să mă cert, să mă am pula mea cu lumea pe internet. Coaie, YouTube-ul ăsta atât de mare, toată lumea are loc. Te ajută să te cerți cu oameni mai mari ca tine, Ionuț? Da, coaie, știu. Dacă ai făcut 7000 de abonați după caritabilul ăla, băga mea și pula în familia ta. 7000 de abonați? Ai făcut vreo 10000. Da, păi 10.000 am cu tot. 11.000 ai, aveai 1.000 și după caritabil ai avut 10. 11.000. Da, da, așa e, da. Nu te ajută, nu te ajută să te duci să distrugi casa la oameni. Să te bubui eu cu rima? Da. Tot de bine după iar în Colentina. Și dacă visezi să mă faci pe viitor. Când vreodată bărătaților ai un cont în var să stai și sib la telefon. Asta face referire la gen când urlai tu cu comenzile, cu astea, când ți-au adus oameni ce trebuie. Păi ce treabă are? Bă, coaie, e gen și mie când nu mi-aduc oamenii, bă, un sos, coaie, dacă nu mi-aduc, e fac circ. Ei sunt și e la modul pula aia, bă, coaie, sosul meu. Păi da, dar știți, în 40 de minute, într-o oră, în 6 ore putem să facem sosul. Ok, în 6 ore, dar e sosul meu. Nu-l mai mănânc cu ce plănuiam să-l mănânc inițial. Că pula mea, are sens mâncarea caldă. O mănânc atunci, dar pula mea, nu, e, vreau sosul ăla, îl mănânc altă dată. Îl mănânc în pula... Nu știu. Cred că ai și uitat ideea. Nu și-a uitat, a exprimat tot ce a zis. Atât am putut. Atât am putut. Pălung pe Counter-Strike, asta e din nou? Da, asta e. Ioane, asta stânga e din... pălung, morții tăi. Tot la asta tine e din nou referire? Tot la tine face referire la tine, că ești... Dă înapoi să vezi ce zice cu totul. Și țip la telefon, ești pe lung pe Counter-Strike și toată lumea stă omor. Tine zice Ioane că-ți dă-i mort ăsta pălung. Și păi, bă, nu știu ce să zic, în faza aia am dat omorul ăla. Adică am venit după lung, și încet, cu și tu. Și plămânii. Bă, coaie, recunoaște, nu morții tăi, că ai zis, e împit. Nu, taci morții, coaie, ai zis, e împit. Bă, ne uităm la faza acum. Coaie, am zis că e împit până să-l aud că e în stânga pe lung. Da, până să-l aud. Coaie, tu nu poți să-mi spui. Nu până să-l aud, nu până să-l aud. S-a văzut la tine monitor, idiot. Da. Până să-l văd de monitor, ăla era împit, a fost împit și după aceea s-a dus să pune pe
Da, s-a dus încolo. Da, bă, cum ai s-a dus să pună, dar tu din moment ce spui... Dar de ce când zic în stânga pe lungă, te uita după porții în stânga? Te-ai uitat după porții în stânga, aia cum nu mai explici? Ce? Când zic că Ioan e pe lung și zic că e împit, de ce te uiți după porții în stânga? Bă, tâmpitule, ai adormit pe pat aici. Ce dracu, despre ce vorbim? Mă, taci, că am uitat despre ce vorbea. Frumos, 35 de-aia. Adormit pe pat, nu, e, ai zis odată, uită-te, vezi că e împit și după a plantat bomba. Yeah. Și eu în pula m-am uitat în pit. Eu cu aia, oricum ești pe semi-mut. Ești pe semi-mut. Adică atunci când mă joc cu tine CS sau ceva, ești... Nu, nu vreau să te aud. A gustat în vineri. E din vineri ai zis? Da, mamă, ce metaforic, e, e ultra. Ia mea în pula mea! A, că a gustat din vineri. Eu am zis, eu, yeah. Eu, da, eu gust din vineri. Da, am uitat despre ce vorbeam. Putem să continuăm s-ar cu asta. S-ar putea să fie lui, da, deci... S-ar putea? Nu mă emit că am vreo ura asta să... Ia mea coaie să guzi din vineri! Joi! Joi! Bă, mea și pula, trebuie să-mi iau o pereche de Adidas pentru videoclipul ăsta. Bă, coaie, dar tu de ce ești roșu pe față, pe aici? Pe nas, pe asta, pe spune... M-am rușit acum, e cald. Pe de ce de la berea asta m-am rușit, de ce trebuie da, o pereche nu, că nu erai și înainte să te ferească Sfântul. De ce trebuie o pereche de Adidas? Că e fiind câte de-asta, doamnă. Ce ai, doar papuci? Mă, tu ai pe green screen la ceva? Unde? Pe ce mă uit cu aia? Nu am nimic pe green screen, frate. Doar să nu ducă lumina la vecin, să nu-i deranjăm. Să bagi navele. Te-ai spălat? Continuăm acum. Hai, morții tăi, că ai plictis cu toată lumea cu reacția. Oamenii de morți prin jocuri, frate, ăsta-i stresul. Ești frustrat și de-aia n-ai cum să ajungi vreodată next. Deci fals, ei a vrut să cheme de mult să ajungi vreodată în Nexus, ce e asta? Nu știu ce e Nexus? Nu. Mai știu bine. Că e ăla de aproape ăla, de mine. De la, pe la, stai mă, unde pula aia? Că e dobitul. Unde e parcul ăla cu aia din București? Da, parcul ăla e. În morții tăi e lângă, circumstanțial? Circul, nu parcul circului, parcul... Băi, prostul, nu era lângă uitași, mă, morții tăi! Mă, care e parcul ăla aproape de Nexus? Ce-a făcut? Băi, prostule, era aproape de Meriu. Cismigiu! Da, s-a mutat de acolo. Nu mai e de acolo, e de mult pe la mama dracu. E lângă Meriu, unde lucrezi. Da, mă, treci adică peste... Adică nu lucrezi eu, Doamne, ferește! Să nu lucrezi, n-ai lucrat. Nu lucrezi, unde consum. Tot ce se poate. Băi, ce faci, măi, stai mă, că am uitat. Am uitat. De ce se ține de pulă? Ce s-a stă? Asta sunt gesturi de rapper. De rapper ajungi cu aia, te ții de pulă când te-ai ajuns, ca și rapper. E pula, asta e, asta e primul lui dis. E pula, da, e nu, nu. În jur oamenii de morți, prin jocuri, frate. În jur oamenii de morți? Da, nu mi-asum. Pe mine, adică. Nu, de da, totul că e vorba despre tine, Ionuț. Nu, this is about me. Nu. E, credeam că de asta m-am pus pe scaunul ăsta. Bun, e despre tine. Ăsta e stresul, ești frustrat și de-aia n-ai cum să ajungi. Dacă rezultă munții cu mă întrerupe ceva. Hai să dăm la mă întrerupe ceva. O bere pentru băieți. Mă întrerupe. Ăla e monitorul. Asta este, nu? Da. 50 de euro? Smenta, mulțumim frumos, Smenta, băiatul! N-are muși, mă. Mă, taci, mă, 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 că nu se termină asta. Mia, scări liber, bata, trăiască în România. Ce faci, că ai colibur aici? Nu mă, morțite, că am mâncat ciorbă. Trăiască România, trăiască tricoloro! Încerc să o... Trăiască România, trăiască libertatea, trăiască România. Mai tași, mă, mă. Așa, n-ai cum să ajungi vreodată Nexus. Bă, ce faci, mai stă bine? Te-ai pierdut cu firea și acum nu te simți bine? Credeai că mă joc și acum nu poți da frică. Singur, singurel, treci de ani fără gagei. Uite mă ce a zis, că... Singur, singurel, treci de ani fără gagei. Singur, singurel, treci de ani fără gagei. 30 de ani fără gagică. Da. E... Cu aia e imposibil. 30 de ani sau 30 de ani sau... E ceva între ele și a zis foarte bine. Cu aia n-ai cum să ai 30 de ani fără gagică. E... S-a avut... E... Conacule, tu n-ai idee câte femei a futut stresul până acum. E gen... Mutu fute pământul. E...
câinii latră, ursul merge. N-ai idee tu câte femei a făcut stresul până acum. Vezi-ți de treaba ta, conacule, că n-ai văzut de... Câți ani are conacul? Mulțumesc, eu că mi-a arătat. Mai mic ca noi, că nu este adevărul. Tași, bă, mă, zi-mi! Bă, câți ani are conacul? Mai mic ca noi. 20 orfan. 20? Cu aia e... 25 maxim. N-ai făcut, n-ai văzut o pizdă în viața ta cât a făcut stresul. Mersi că mi-a dat părerea, dar nu. Nu mai vorbi despre tine, Ionuț, nu. Nu era vorba. Lasă-l, frate, că m-a lovit, m-a durut. Stai, bă, ce? Am o coaie, trăiești de ani fără gagică? Ori trăiești de ani fără gagică. Păi, dar știu eu una. Eu cel puțin una știu. Pentru că... Nu mai atinge pe ăla. Știi că mi se poate atinge orice, da. Dar cine mi-i de euro, nu. Știi că ai făcut 40 minute din urmă, două. Bă, deci 3 de minute în care dura ai fără gata și stai. Că mă joc și acum nu poți da frică. Singur, singur el treci de ani fără gagică. De-asta ești misogin și înjur femeile. Nu e cu aia, nu e de-asta e misogin și jură femeile cu aia, nu-ți trebuie 4 creiere, nu-ți trebuie 7 creiere. E misogin pentru că femeile toate e curve și ne... Uite-l! Vine aici, pune-te pe scaun! Sunteți niște curve și niște... Cum ne mai zice la alea care... Niște mopătoare, futu-vă! Mopătoare cu aia. Ce-ai făcut, mopătoare? Mopătoare cu aia. Ce înseamnă mopătoare? Femei care dau cu mopătoare. Bă, dar de numai scupat ăsta să-mi bag pula morții lui de pitic. Nu știu de unde este atâta spermă din el. N-am vrut ca să nu aviți pe fabrie cu pații. Mopătoare cu aia. Ce înseamnă mopătoare? Bă, femei care dau cu mopul, nu te duce capul cu aia, pe bune. Faci caca la tare de alu. Niște mopătoare de la sofă. Mașinilor de spălat. E când zici toate astea, nu ți ajunge? Nu e... Am uitat ce a zis. Și curve, să nu ai ce mai... Înjur femeile. Hai mă, conacule, tu n-ai jurat niciodată nicio femeie. Ce mai e Smenta aici pe chat? Ia să vedem. Hai mă, chiar e Smenta, Smenta? Uite mă, Smenta Mihai, îl cunoști pe Smenta. Oh, salut Smenta. Uite, i-am dat moderator. A băgat și 100 de coco donații. Și acum o să mai doneze 50 să mulțumesc pentru moderator. Și banii nu știu unde este. Nu s-a la nivelul ăsta. Te ajuns, băi. Unde este banii noștri care noi am cotizat? Pă ce dau, de ce nu merge ăsta? Și eu mă tâmpit. Dă-mi calculatorul. Dă-mi calculatorul înapoi. Care idee ai tu, coi? Nu știu, că eu dorm fără vise, fără idei. Mie mi s-ar părea mai plauzibilă ideea că te iei în brațe cu femeile decât cu ideile. E, oh, chinta, chinta. E, a zis, a zis asta eu. De la Crucea? Ce? Fiecare cu ce nu doare pula cu aia. Rățele astea, umbrele. Și, a, umbrele de astea, Luca. Ai văzut? Am mâncat și pula ta. Dar s-a transferat ownership-ul, că am dat bine, bani pe ele. Hai cu aia, că trebuie să mă să fumez o țigară. Da, mai bine. Zici că noi umblăm la butoane. Suntem la 1 pe 3, cu aia sunt 2 minute de cu aia. Zici că noi umblăm la butoane morții tăi după ce că ești sur și prost. De gen avut de cum, nu știu ce de mai bine și ce de mai rău. Ai scăzut de tot, dar stai să vezi de acum? Da. Ți-au scăzut viorii pentru că ți-a făcut disconacul? Da, cu aia. Da? Serios? Da, s-a pișat pe mine. Da, s-ar putea să ai. Vorbește frumos cu el, tonează-i, dă-i ceva. Dă-i ceva ca să nu te mai umilească în halul ăsta. Păi o să-i dau un dis înapoi. Și o să-l umilez și eu înapoi. Vrei să mergem până în bucătărie ca să-mi zici și mie cine dă disul și asta? Eu, ca să zic eu la mine pe live ca să fie pe... Lumea dată spună că eu sunt mai bun, îți fac promovare. Păi ce, arată bula pe live? Începând de astăzi, lumea sunt mai bun, îți fac promovare și trebuie să-mi mulțumesc. Îți face promovare? Câți abonați are conacul, câți abonați ai tu? Are mai mulți ca mine acum, are nu știu, vreo 180.000 acum și eu am 175. Aaa, bravo că la... Înainte să dea disul avea mai puține. Avea mai puțin în film, avea 171. Și după deci au venit disul. Cumva oameni de la tine la el? Nu, au venit oameni de pe tot internetul, că a făcut tot internetul reacție la, oameni la cu probleme. Disul ăsta. A făcut tot internetul reacție la disul ăsta. Oameni cu probleme. Cu ăsta nu mai vorbește bine. Ce mă? Știe cine ești. Tot nu mă opresc, mi-a mai venit o rimă. Asta doar că mi-a strâmbat bara de la mașină. Ce mă, ai intrat cu mașina? I-am dat un picior.
Să mor de mașină, da. Da. Păi e luată din banii de donații cu aia, suferă de mașină luată din banii de donații. Ce mașină? Da, banii de donații. Skoda morții ei. Da, am mințit că a dat 6.000 pe aia și de fapt a dat 3.000. Da, și asta. Nu vrei tu să păstrezi asta pentru distrac? Vezi că nu era o idee, era aici nebun. Păi nu vrei tu să și cu... Nu e mă, că nu e adevărat treaba asta, dar merge în luat o Skoda și mi-a luat pula în gură. Ultra e lumea lui cu ei, lumea lui total n-ave legătură cu ce se întâmplă aici. Asta pare mai extraordinară. Asta nu era a ta? Bă da, păi bă, mai multe erau și aia când vreodată era tot a mea. Gen mă face cu vorbele mele, că el n-are alte vorbe. Nu se poate. Uite, uite Ultra. Vreau să, era să te jignesc. Nu stă caracter, nu stă caracter, frate. Ia zi frate, o vorbă faimoasă de-a lui Conacu, dacă tot te uiți la el așa. M-am uitat în ultimele două luni cam așa, să zicem o vorbă faimoasă de-a lui. O vorbă faimoasă de-a lui ar fi, sunt homosexual. Părere mea, nu știu. L-am înțeles, o papura, nu? A, zis că e homosexual, cum ai zis? Exact, bravo. Homosexual? Extra, dar mâncați-o și pe aia. Voi vezi că vrea să te pupe, nu scap. Cum ai zis că e homosexual? Homeo? Da, asta am vrut să zic. Că am văzut că poartă o daia de cadă pe scară. Păi nu, dar el a zis cu vorba lui, a zis-o lui din gura lui că e homosexual? Da, e homosexual. Am putem să continuăm cu ei? Hai să continuăm. Unde e Coniacu? Furnica, mă, și unde e Bocancu? Unde e Furnica, unde e Bocancu? Adică gen acum, care e Furnica, care e Bocancu? Da, la da, modul el e peste tine și da, să pișe el pe da, tine? Bă, cu aia e Furnica cu Bocancu, e o comparație din asta, gen, cu aia nu are sens, adică e la modul să compară, nu știu, un 1000 de abonați cu futu-s morții tăi. 1 milion de abonați. Bă, tu ai dar pula din moment ce sunt taci... Și băgă mea și pula morții tăi. Tu ai... Unde e Furnica, exact, ca în toate trapanelele astea cu aia, deci arată muie de gen ca să înțelegi cine... Păi și mie nu se arată muie în videoclip. Oricum, dacă nu vrei să cânti, tot vii în videoclip. Și tu ești foarte original cu aia, păi așa se face în diss-uri, frate. Nu, frate, dar nu trebuie să-i arăți muie așa, trebuie să-i arăți că ești superior lui. Trebuie să-i arăți muie așa, din... la papacioacă, la modul... E, bă, pula aia, faci niște semne din Naruto, din asta, e... Nu îi dai la muie așa ca fraierii. Asta a făcut el cu aia. Trebuie să... Să facem un subînțeles? Nu e... Iertați-mă pe mine. Ai un cont în varză, stai și zip la telefon. Dacă zici că iar faci refrenul morții tăi, la fel ca data trecută, același lucru zice. N-a zis. Nu trebuie să faci reacție, bă da. Bă da, cu aia e refrenul. Azi să ai un cont în varză, stai și zip la telefon. Păi fix asta zici și mai devreme la celălalt refren cu aia. Asta e refrenul? Da, e refrenul. Nu, 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 n